interesantă soluție la o terasă din Arad. Au făcut bule izolate pentru fiecare masă. Și la masă stai cu omul cu care trăiești sau cu care te întâlnești. Nu știu dacă îi respectă legile, pentru că nu întotdeauna vii la masă cu omul cu care trăiești, poate cu cel cu care te întâlnești, ar trebui să fie spațiu deschis, nu cort așa. Da, dacă DSP-ul din Arad tolerează, poate că așa trebuie. Și în centru Timișoarei am văzut o terasă cu cel puțin 3 pereți din plastic. Aici unde e doar acoperișul și toți pereții zgoi, e corect. Dacă îmi pui deasupra căciula asta și faci spațiu închis, e cam ilegal. Pentru că vine omul și se întâlnește cu cineva prima dată și riscă să cam infecteze și transmită mai departe. Sau aici, uite, o masă mare cu mulți și deloc nu circulă aerul. Deci, unde se uite DSP-ul din Arad, primărie e aproape și Consiliul Județean. Da, poliția.